Aplicația e-Trafic a fost lansată recent și poate fi descărcată gratuit de pe internet. Totuși, de ea se pot folosi doar șoferii care au telefoane performante. Din moment ce au trecut prin camera de supraveghere și au încălcat, imediat primesc informația în această aplicație că deja este o încălcare. Și pentru cei care nu au astfel de telefoane, s-a găsit soluția. Șoferii se pot abona la numărul 9023 și primesc notificări pe telefon în momentul în care au încălcat regulile de circulație. Responsabilii de la centrul de monitorizare spun că aceste servicii le permit șoferilor să nu mai stea ore în șir la ghișee ca să-și plătească amenda, ci pot merge direct la bancă. Nu-ți dorești să te folosești de soluție? Ai mai cu titlul informativ? Oricum să fii gata că o să-ți vii acasă să sară ferice. Totodată, în ultimele două luni, camere de supraveghere asemănătoare celor din capital au fost instalate și pe șoselele din țară, în 8 localități. În Ungheni, care este foarte important, care cu accident foarte sporită, a fost instalat în satul Zăgărancea, German și Romanuca, și în raionul Hâncești, neajungă de la Vama Leușeni, a fost instalat un nou sistem de supraveghere video. Potrivit șefului centrului de monitorizare, până acum, cea mai mare viteză înregistrată de camerele de supraveghere a fost de 190 de km la oră. Recordul a fost atins de către un Porsche Panamera care circula pe viaduct. Dan Cherița susține că în ultimele două luni a crescut numărul proceselor verbale pentru depășirea limitei de viteză, iar aceasta se datorează faptului că au fost omologate toate radarele. De la începutul anului au fost aplicate amenzi în sumă de peste 12 milioane de lei, iar în Cazneaua statului au ajuns aproape 6 milioane de lei.